Frați și surori, aș vrea să vă citesc un cuvânt din Epistola lui Iuda. Epistola lui Iuda, începând cu versetul 1, iată ce spune Duhul lui Dumnezeu în locul acesta din Biblie. Iuda, roba lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos, îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Că s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. El a păstrat pentru judecata zilei cele mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Tot așa Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se deduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Totuși, oamenii aceștia târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea și batjocoresc dregătoriile. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: Domnul să te mustre. Aceștia, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc și să pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte. Vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorință de câștig, au pierit într-o răscoală ca a lui Core, zice cuvântul Domnului. Amin. Vă invit să vă așezați. Am vrea să cinstim pe Dumnezeu în seara aceasta aici în casa lui Dumnezeu. Amin. Frații, bine să locuiască împreună. Comparația pe care o folosește omului Dumnezeu în psalm este ungerea marelui preot. Este ca un de lemnul de preț care, turnat pe capul lui, să coboară pe barbă, pe barba lui Aron, să coboară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului care se coboară pe munții Sionului, că acolo dă Domnul binecuvântare, viață pentru veșnicie. Amin. De aceea e valoroasă părtășia. Că în creuzetul acesta al părtășiei, Dumnezeu dă binecuvântare. Adică nu trebuie să vină cineva, nu trebuie să întâmple ceva fabulos. Simpla adunare a poporului Domnului este o reală binecuvântare pentru el. De aceea seara asta îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru privilegiul acesta al adunării. Deși nu am inițiat eu adunarea asta, ci mai degrabă fratele păstor, și nu obișnuiesc niciodată în toate drumurile mele să sun pe cineva să-i spun: sunt în zonă. Nu fac asta pentru nimic în lume. Dar au aflat ei că sunt în zonă. Și au făcut adunarea asta și îl cinstim pe Dumnezeu. Aș vrea seara asta să trec peste chestiunile acestea de complezență și să ne adâncim un pic privirea în legea desăvârșită a lui Dumnezeu. Și să vorbim în seara aceasta despre cel mai valoros lucru pe care îl poate avea poporul lui Dumnezeu, și anume credința. Dar vorbim despre asediul credinței, adică despre ceea ce zice Iuda: am fost determinat de împrejurări să-mi schimb mesajul, pentru că încă de atunci s-a observat un trend, care? Acela de a asedia credința, de a suprima credința, adică de a o înlocui cu tot felul de fake-uri. Diavolul extrem de expert, el nu anulează ideea de credință, el o diluează, o strică. Oare de ce? Tot ce avem este prin credință.
Și apostolul Pavel merge atât de departe cu afirmația aceasta, încât zice în Evrei 11:6 că fără credință este imposibil ca cineva să fie plăcut lui Dumnezeu. Imaginați-vă în seara asta că am vrea să fim plăcuți lui Dumnezeu și ce ar trebui să facem? Am putea să facem un spectacol, dar Dumnezeu nu așa zice că suntem plăcuți lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este impresionat de partea artistică a închinării, dragii mei. Oricât ar fi ea de grandioasă, că oricum în vremea noastră ne caracterizează grandomania, chiar și în închinare uneori. Dumnezeu însă este încântat de păstrarea curată a credinței. E atât de valoroasă credința încât apostolul Pavel zice bisericii din Corint: pe voi înși vă încercați-vă, nu dacă sunteți membri. Că am să vă dau o veste. Dacă vine Domnul Hristos în seara asta, n-o să vă ceară registru de membri. Că El vine cu registrele Lui. Imaginați-vă că, de pildă, ar deschide seara asta registrul gândurilor și ne-am uitat numai la pagina asta din istoria recentă, o săptămână, o seară, cum ar arăta? Să zicem că am adus de la Bistrița un sistem special, punem niște căști pe urechi și deodată pe monitoare apar gândurile tale. Ai vrea să le vedem? Și apoi să deschide cartea cuvintelor. Că din cuvintele noastre suntem scoși cu vină sau fără vină. Ați vrea să vedem cuvintele. Ce ați fi gândit și mai ales ce ați fi vorbit dacă ați fi știut că seara asta e seara judecății? De aceea Pavel zice, testează-ți credința. Vezi ce ai în mână, să n-ai un fiasco cumva în mână. Testează-te nu la nivel denominațional, ci vezi dacă ai credința. Conținutul credinței este afirmat în Evanghelia după Ioan, în capitolul 20, versetul 30 și 31. Este o afirmație de scop a Evangheliei. Ioan zice, de ce o scris el Evanghelia? Zice, Domnul a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți ce? Că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și crezând să aveți viață în numele Lui. Asta este esența credinței. Noi adăugăm tot felul de chestii omenești, dar în esență, în Biblie, asta e credința. De aceea Filip, când stă de vorbă cu famenul pe drum, zice, dacă crezi din toată inima, se poate. Și famenul face și el o afirmație a credinței. Cred că Iisus este Hristosul. Îi de ajuns? Au coborât în apă și l-au botezat pe famen. Hristos nu-i nume. Hristos e funcție. Hristos este sinonimul lui Mesia din ebraică. Este unsul, trimisul. Este cel care a venit în lumea noastră nu să facă spectacol, nici biserici, nici clădiri, ci să deschidă calea. Când nu ne-a mai putut întoarce acasă, știți ce s-a întâmplat? A venit calea la noi. Mihai Eminescu zice într-o poezie celebră, La Steaua, zice, la steaua care a răsărit e o cale atât de lungă, că mii de ani au trebuit luminii să ne ajungă. Icoana stelei ce-a murit încet pe cer se suie, era pe când nu s-a văzut, azi o vedem și nu e. Nu știu dacă a fost profetică poezia asta sau este pură coincidență, dar cam așa-i credința. Credința se ancorează într-o persoană, nu într-o mișcare religioasă, dragii mei. Și de aceea Iuda zice, m-am văzut silit să vă scriu, să luptați pentru credință, dintr-un raționament relativ simplu. S-au strecurat printre noi oameni care strică credința. Și am să vă spun în seara asta trei adevăruri despre asediul credinței sau, mai degrabă, am să spun care sunt falsele credințe care suprimă credința adevărată. E foarte interesant că Iuda, ca să ne ajute să înțelegem care e falsa credință care îți dă sentimentul cum că ai fi pe val și să nu fii.
Și ca să înțelegem asta, Iuda folosește trei personaje vechi testamentale, exponenți ai credinței false. S-ar putea să fie una din ele în viața dumneavoastră, dar s-ar putea să fie și toate trei. Iuda zice, mă văd silit pentru că diavolul depune eforturi grozave. Întrebarea retorică a Domnului Iisus Hristos a fost, oare când va veni El? Care era întrebarea? Ce va căuta El? Ce dorește să găsească? Credință. Pentru că fără credință, nimeni de aici nu poate fi plăcut lui Dumnezeu. Nu e așa că în seara asta ai vrea să pleci acasă știind că ai credință? S-ar putea să nu fii foarte tare, foarte mare, extraordinar de vizibil în adunare. Dar un om plus Hristos e majoritatea absolută în univers. S-ar putea nimeni să nu știe de tine, dar ai credință. Și nu cantitatea de credință, dragii mei. Că de aceea sunt oameni în Biblie care au spus, ajută necredinței mele. Exponenții acestor false credințe care golesc de esență credința adevărată, e versetul 11. Zice, vai de ei, căci a urmat pe calea lui Cain. Care e prima credință, falsa credință, care asediază adevărata credință? Credința cainică. Cum e asta? Cine de aici nu a auzit de Cain și de Abel? Primii băieți a primei familii. Cine nu a auzit de ei? Dar cum e credința asta cainică? Cain apare pe scenă cu ocazia unui moment de închinare. Doi băieți, doi frați s-au decis să aducă o jertfă înaintea lui Dumnezeu. S-au dus amândoi la altar și au adus o jertfă. Dumnezeu s-a uitat la Cain și la jertfa lui. Apoi s-a uitat la Abel și la jertfa lui. Jertfa lui Abel a fost acceptată înaintea lui Dumnezeu cu bucurie, dar la Cain Dumnezeu are obiecții. Și ce zice Dumnezeu? Că nu-i bună jertfa? Nu, jertfa e perfectă. Cine era mizerabil? Jertfitorul. Cum e credința cainică? Credința cainică este dispusă să dea orice lui Dumnezeu, dar nu-i dispusă să dăruiască pe sine lui Dumnezeu. Suntem dispuși să-i dăm bani pentru o clădire. Vrem să trudim la biserică zi și noapte, dar nu vrem să ne dăruim pe noi lui Dumnezeu. Și apostolul Pavel zice, vă îndemn dar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu, înainte să-i dați ceva, să vă dăruiți pe voi înșivă lui Dumnezeu. Era o cântare cu ea în copilărit, Doamne mă predau ție cu întreagă viața mea, eu te voi iubi într-una, în prezența ta voi sta. Leitmotivul cântării este în refrenul ei, ție mă predau, ție mă predau, cu ființa mea întreagă, ție mă predau. Și când eu m-am dat lui Dumnezeu, și ce e al meu devine al lui Dumnezeu. De aceea nouă ni-e greu să dăm lui Dumnezeu din gura sacului. Știți de ce ni-e greu? Pentru că nu ne-am dăruit pe noi, de aia. Cum să-i dai ce ai când nu te-ai dat pe tine? Credința cainică are mari, mari frământări în ea, și sincope serioase, ea suprimă adevărata credință că înșală oamenii. Sunt oameni care cred că dacă o dat 5 euro la un amărât pe stradă, deja e un soi de penitență, de bulă papală, i s-o ierta deja mare număr de păcate. Ba dacă l-o mai și văzut niște frați când i-o da banii că i-o arunca de sus, are așa un sentiment de mare împlinire. Credință cainică. Oameni care cred că dacă o zid ziduri, li se cuvin și poziții în planul spiritual al lui Dumnezeu. M-a sunat cineva de prin țară, de undeva, și mi-a zis, frate Marcel, 80% din banii la biserică i-am dat eu. N-aveam pretenții să mă pun în comitet, dar nici pe listă, frate Marcel. Băi, la ce să te pună pe listă, i-am zis, dacă nu vrei în comitet? E chestia aia românească, zice, nu îmi trebuie la predică, nu m-au pus de 3 luni, dar nu-mi trebuie, nu-ți trebuie. Spre trebuie, de aia nu taci. Numai că la slujire, fac aici o afirmație și vă rog să o notați adânc, cu un priboi de fier în minte. La pocăință-i cine vrea, la slujire-i numai cel chemat.
Când Dumnezeu cheamă la mântuire, El zice, dacă vrea cineva, Luca 9 cu 23, dacă vrea cineva să vină după mine, poate să decidă dacă vrea sau nu. Nu poate decide cum să vină după Domnul. Trebuie să se lepede de sine. Nu poți să spui, eu merg după tine, dar am stabilit că nu mă mai frâng, că frângerea e dureroasă. Eu merg după tine cum întună capul. Nu, că nu poți merge cum vrei. El stabilește regula jocului. Dar la slujire, Dumnezeu cheamă pe nume. Te-o chemat? Slujește. Nu slujim noi pe rânduri de bănci. Nu, dragii mei. Nici nu punem oameni la slujbă ca să nu se supere. N-are asta nicio treabă cu supărările. La urma urmii, supărarea duce la rău. De ce te-ai supărat? De aceea, în seara asta, aș vrea să ne testăm credința mai întâi în baza acestui criteriu de evaluare. Credința cainică este o credință dispusă să dea, dar nu e o credință dispusă să se dea. De aceea oamenii nu sunt transformați. Și după 20 de ani de pocăință, el tot nu seamănă cu Hristos. La noi, la Nepos, de unde vin eu, Neposul este o localitate între Năsăut și St. George Băi, în nord-vestul României, la poalele munților Rodnei, la obârșia Someșului Mare. Este mereu și mereu frământarea aceasta pe ce dăm și pe ce ni se dă. Mereu și mereu o agitație greu de pus în practică. Oameni care nu prin sensul acesta a harului de a oferi pentru Dumnezeu și de aceea emit pretenții. Credință cainică. Dar credința cainică mai apare în Biblie cu alte caracteristici. Dumnezeu zice, poți aduce jertfe câte vrei. Dacă jertfitorul e mizerabil, totul e șters. Nu poți separa jertfa de jertfitor. Dar în al doilea rând, credința asta cainică e și dominată de un duh de invidie înspăimântător. Cain n-a rezistat la faptul că Abel a fost acceptat și el a fost respins. Dumnezeu îi spune lui Cain, dacă faci rău, tu poți aduce jertfe câte vrei, rău undeva te va ajunge. Și atunci va fi plânsul și scrâșnirea dinților. O vreme poți să te duci în două luntri, dar numai o vreme. O vreme poți să faci asta și nu știe nimeni din adunare, dar numai o vreme. Apoi, numai o dată, citești pe Facebook, ai auzit ce-a făcut cu tare. Le spuneam aseară fraților că frumusețea lui Dumnezeu e că dacă ne pocăim în seara asta, nu ne mai spune la nimeni. Deci nu-i bai că ai venit înstrăinat cu o credință cainică. Rău ar fi să te întorci acasă așa. Mai bine ne pocăim, că Dumnezeu zice, Marcel, dacă te smerești și te pocăiești, eu nu te mai spun la nimeni. Și de ce ai pleca acasă rob când poți pleca slobod? Te-ai mai duce acasă mințindu-ți conștiința că ai o credință autentică când tu știi că e cainică? S-au dus la câmp și în loc să facă un timp de rugăciune, ce-au făcut? I-au dat în cap lui Abel și l-au îngropat ca pe un vierme. Apoi are un comportament tipic românesc. Dumnezeu îl întreabă, unde e fratele tău? Că sângele lui strigă din pământ la mine. Ce zice Cain? Zice fiecare colui, dar ce am eu? Nu-i treaba mea, zice. Treaba mea e numai să-l bârfez, nu să mă interesez de ce nu... Poate merge. Frață, nu-ți puși în biserică, dragii mei, ca subiect de bârfă pentru noi. Frață, sproptiele pentru noi, sprijin pentru noi. Așa e, nu-s toți frumoși ca tine și deștepți ca tine, dar eu mântui Hristos. Hristos și-o da viața pentru ei, îs ai lui. Și așa întotdeauna în slujire mi-am dat seama ce favoare mi-au făcut, că nu mi-au dat mie să-i desăvârșesc. Mie mi-au spus, Marcel, tu nu mă slujești, atât. Că ce am început eu în ei, eu sfârșesc până în ziua lui Hristos. Și de aceea Niculiță Moldoveanu, care, mă rog, de departe domină ca și calitate cântarea creștină, împreună cu Ostache Ionii, Traian Dorz, el a scris niște versuri superbe.
Vreau să iubesc pe frații mei cu tot ce am în piept mai bun și să doresc tot cerul în ei, dar să iubesc așa cum sunt. Știți cum se încheie, așa mai pe finalul versurilor, știți cum zice poetul? Zice, când frații mei au răni ce dor, să-mi fie brațul mai sfios, să nu apăs în rana lor, că nu eu vindec, ci Hristos. Dar credința cainică îi dominată de un duh de invidie. N-a rezistat că Abel a fost acceptat. Am văzut că Anania și Safira, în Fapte 5, n-au rezistat la jertfa pe care a dus-o Barnaba cu o duminică înainte. Barnaba a vândut un ogor, a pus banii la picioarele apostolilor, Anania și Safira era și ei acolo și s-au simțit eclipsați. Cum adică, zice, o cânta numai duminică când și eu cântare. Ei bine, bine, William Tozer zice că dacă ceva în tine nu se închină, nimic nu se închină atunci. Cum să faci asta din invidie? Mai facem noi cu copii, zice, ai văzut alucutare cum o cânta, du-te și tu. Nu imprimați copiilor gândirea asta bolnavă. Cum să cânte dacă el nu-i chemat să cânte? N-are nici voce, nici... Le spuneam fraților, experiență și hazlie, dar extrem de grăitoare la noi la Nepos. Am avut o evangelizare, am chemat un grup coral din Cluj, au venit 60 de bărbați. Grupul ăsta coral din Cluj îl găsiți pe internet peste tot, și corul mix și corul bărbătesc, e format din cei mai buni coriști din bisericile evanghelice din Cluj, pentecostale, baptiste, poate și creștini după Evanghelie. Și eu sunt foarte bun prieten cu ei, au venit și la noi, au cântat de ne-am ținut de scaune. Aproape că te temeai să predici după ei ca să nu strici ce-au realizat ei. În timp ce ei cântau, primesc un bilet. Am o cântare spre slava Domnului. Chestia asta cu slava Domnului mă zgârie pe creier, că nu-i reală. Și... am luat biletul și l-am pus în Biblie și nu l-am pus pe fratele ăla. Nu era de la noi din biserică, dar îl știam foarte bine. Nu l-am pus să cânte. El m-a așteptat în hol când s-a terminat biserica. Au plecat frații, am binecuvântat în numele Domnului, ne-am despărțit după o seară extraordinară. El mă așteaptă în hol și îmi zice, frate Marcel, la voi la biserică nu-i dragoste. Dar de ce i-am zis nu-i dragoste? Numai așa, zice, mi-ai luat biletul și l-ai pus în Biblie. Am zis, ascultă-mă, numai pentru că te prețuiesc nu te-am pus în seara asta să cânți. Dacă vroiam să te umilesc, te scoteam în seara asta să cânți, că el n-avea nicio treabă cu cântarea. Și apoi, cu ce credeți că a părăsit holul bisericii? Cu un verset trântind ușa, că noi ne duelăm cu armele luminii, nu umblăm noi cu versete. Că cine are inimă bună, m-a zis, ăla să-l laude pe Domnul. Și am zis, no, hai un pic înapoi, am zis că eu duminica trecută, uite, am predicat din pasajul ăsta și uite, mă verific cu tine. Așa scrie, cine are inimă bună să-l laude pe Domnul, dar nu zice că la biserică. Cânt acasă, când ești numai tu singur. Te duci și dai la animale de mâncare, tu cântă, că nu tulburi pe nimeni. Dar la biserică i-am spus. În închinarea poporului Domnului cântă ăia chemați. Și tu cântă. Când inima amărâtă a soției tale, cântă. Dar nu ți-o văzut nevasta dinții toată săptămâna și acum vrei să cânți la... Nu pot să fiu de acord, îmi pare rău, a spus. Suport acuzele tale, dar nu pot să fiu de acord cu afirmația asta. Credința cainică n-a rezistat la faptul că Abel a fost acceptat și în loc să-și schimbe viața ca să fie și el primit, mai bine l-a omorât pe Abel. E chestia românească, știu eu. E ca și când vine eu cu o mașină mai tare ca a dumneavoastră în parcare la biserică și dumneavoastră când mă vedeți tipic românesc, ce ziceți? Ce bambârche! Eu nu știu de unde ne-am pricopsit cu gândirea asta beteagă. De ce nu trăiești tu liniștit? Am luat ceva de la tine? Că zâmbetul, știi ce îi? Îi o aprobare. E ca și cum, da, frate Marcel, exact, așa facem. Cainică, credința cainică golește de sens credința adevărată.
care nu se mai ancorează într-o persoană, în ce a făcut Hristos pentru mine, se ancorează niște fapte pe care le-aș putea face eu. Apoi se manifestă prin acest dezinteres. Nu mă interesează, frați. Ați fi curioși în seara asta să dați un telefon unui frate care n-a fost la biserică, nu pentru că am venit eu, dar nu cumva să se fie întâmplat ceva. Să spui, nu v-am văzut la adunare, totul e bine acasă la voi. Dacă zice da, să vă alduie Domnul și lasă-l în pace. Dar noi ne purtăm precum Cain. Dar cine interesează pe noi, zice? Gardul cât mai înalt, e cum zice Solomon, spre pieirea noastră și nu ne mai interesează nimic. Deci prima pacoste este credința asta cainică, dar ea e o pagubă imensă și prin finalitatea ei. Cum a sfârșit Cain? Cum să ai o credință care în loc să te apropie de Dumnezeu, să te îndepărteze de Dumnezeu? Zice Scriptura că despre Cain, vorbind despre Cain, că el a sfârșit în țara Nod, care înseamnă fugă, departe de fața Domnului. În loc să te apropii mereu și mereu, tu te trezești după 20 de ani de pocăință mai departe de Hristos de când ai început. Că la urma urmei, de unde să știm că alergăm cu El? Păi ne uităm în oglindă că dezideratul cerului e cel din Romani 8:28-29. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, adică spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a chemat mai dinainte, i-a și proslăvit mai dinainte și i-a făcut asemenea chipului Fiului Său. Adică binele înspre care lucrează toate lucrurile îi ăsta, că tot ce dăltuiește Dumnezeu în noi prin boală, necaz, belșug, bucurie, are ca finalitate asemenea chipului Fiului Său. Acum în viața dumneavoastră dăltuiește de 10 ani, de 20 de ani, de 30 de ani. Cu cine semănăm? La noi, la Nepos, am avut o familie cu 78 de ani de căsătorie. 100 de ani au trăit. 78 de ani de căsătorie. Dar ceea ce m-a uimit la oamenii ăștia au fost că semănau ca doi gemeni. I-am zis la mama, mi-am întrebat părinții, mamă, oamenii ăștia sunt neamuri, n-au nicio treabă, sunt din neamuri total diferite. Dar știi de ce semănau? Că oamenii care trăiesc mult împreună seamănă. Tinerii numai zic ei că se potrivesc când se căsătoresc, dar nu ei, se potrivesc după vreo 40 de ani. Apoi se potrivesc de minune. Dintr-un semn care ți-l face nevasta, uite, din sală, tu știi că trebuie să-ți așezi cravata, să-ți tragi haina, să faci aia, dar trebuie 30 de ani, 40 de ani. 28, da. Mai aveți un pic și vă potriviți. Deci credința asta cainică e mare pacoste. Biserica ar trebui să se uite în oglindă și să spună, uite că eu seamăn cu Hristos. Gândesc ca El, vorbesc ca El, rapt ca El, iert ca El. Îi așa? Îi așa? Deci cineva mi-a zis mie, care se trăgea din Nepos, zice, tu a cui ești din Nepos? Zice, nu cumva ești al lui Lucreția, că așa o cheamă pe mama. Ba da, ei, nasul tot e al lui mama ta. Dar noi cu cine ar trebui să semănăm? N-ar trebui să semănăm cu cel din care ne-am născut. Ba da. De aceea mi-e foarte greu să înțeleg oameni care nu se pot suferi în adunare. Oameni care se roagă și nu se pot suferi. Cum? Sper că nu vă trece nici măcar prin creasta minții că v-ar putea asculta Dumnezeu în timp ce dumneavoastră nu puteți suporta un frate. Sper să avem măcar înțelepciunea, numai suspinul să se audă. De aceea avem și cântarea, când buzele n-or mai putea. Noi ne gândim numai la boală, dar știi de ce nu pot? Că pe ăla nu-l pot vedea, ăla m-a rănit, pe ăla supărat, nu mai pot buzele. Îstrântit la pământ, ascultăm suspinul și vindecăm, atâta tot. Credința cainică, deci o mare pacoste și prin finalitatea ei. Dar Iuda zice, vă îndemn să luptați pentru credință, nu doar că s-a strecurat printre noi credința cainică, o viață duplicitară, sfântul din biserică și demonul de afară. Asta e credința cainică. Sinteza credinței cainice, asta e sfântul de aici și demonul de afară. Numai că fiți foarte atenți ce vă spun. De la Rusalii încoace,
în legământul nou, o să-l citiți acasă în Ieremia 31:31, o să citiți că legământul nou produce niște efecte dramatice. Dacă în legământul vechi Dumnezeu era într-o parte și poporul în altă parte și drumul spre Dumnezeu era închis prin catapeteasma de la templu, în legământul nou Dumnezeu s-a mutat în noi și noi am devenit chivote ambulante, temple ambulante și nu mai există sacru și profan. Sfântul de aici e sfânt și pe schelă în Kaffenberg. El e sfânt și în trafic. Mă duc cu Marcela, stau la coadă la un peco. Stau un sfert de oră la coadă, în sfârșit îmi vine rândul la pompă. Când îmi vine rândul la pompă, iese unul râzând din stația Peco, pune un carton pe pompă, zice, pauză jumătate de oră să face schimbul. Mi-a pornit ceva din stomac, mi s-a umflat venire la gât și spun, da, nu era normal să puneți eticheta asta și să o lăsați acolo. Marcel îmi zice, vezi cum vorbești că omul fi fost la o evanghelizare unde ai predicat tu. Mare grijă, mare grijă. Credința caenică e o credință duplicitară. E un om care dă, prezintă de toate jertfe, dar nu se dăruie lui Dumnezeu. Și de aceea Pavel zice, ei tot fireștis. Zice, când între voi sunt certuri, că m-am gândit în seara asta deodată să vorbesc despre profilul făcătorului de pace, dar asta e o predică pretențioasă, că cineva mă putea acuza că am vorbit ceva cu Iosif sau cu fratele Daniel și n-am vrut să se întâmple asta, că chiar n-am vorbit, dar mințile noastre mai pot lua razna și avem interpretări de genul ăsta. Și am zis, mai bine vorbesc de ceva ce trebuie să stăpânească în poporul lui Dumnezeu credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Ea poate fi atacată de credința cainică, credința asta duplicitară. Băgați de seamă cum sunteți la biserică, așa să fiți oriunde. Valoarea noastră nu e asta de la amvon, e aia de acasă. Aia de acasă, aia e valoarea mea. Dar în al doilea rând zice Iuda că s-a mai strecurat printre noi credința balaamică. O să găsiți în numărul 22, numai parafrazând să vă povestesc experiența lui Balaam. Balaam apare pe scenă în vremea invaziei lui Israel asupra Canaanului. El au ajuns la poalele Moabului. Cine-s moabiță? Descendenții lui Lot din incestul cu fetele lui. Când au ajuns la poalele Moabului, era ultima redută și s-ar fi făcut ocolit Iordanul și imediat intrau în Ierihon. Balac, fiul lui Țipor, era împărat în Moab. Balac auzise ce s-a întâmplat cu celelalte neamuri și o trimis după profetul acesta păgân, după Balaam, să vină să blasteme poporul. Când a primit prima invitație, a spus, nu pot să fac așa ceva, că știu toată povestea care a făcut-o, da? Balac, fiul lui Țipor, împăratul Moabului, a avut inspirația aceea draconică să trimită delegația asta prezidențială cu daruri. Știi, când te duci undeva și zici, știi, nu puteți să-mi faceți și mie rost de o chestie, zice, nu se poate, n-avem, știi, dau și eu ceva. Zice, stați un pic. Lăsați-mi număr. Că ce fac darurile? Orbesc ochii celor mari. Și au venit ăștia și au decartat acolo, au descărcat toate darurile și Balaam a zis, stai că mă mai gândesc un pic. Mă duc să vedem ce zice Dumnezeu. Dumnezeu zice, eu zic să nu te duci, dar totuși te mai întreb o dată, ce zici? Du-te, zice. Copacul în partea în care e inclinat, acolo se duce. Pe drum a mai fost o tentativă cu o măgăriță care a vorbit, dar Balaam s-a dus. Știți cum a murit Balaam? Știți că Iosua a avut grijă să radă de pe fața pământului elementele astea care realmente fac pământul să sufere? Dar cum să sintetizăm și cum să formulăm credința balaamică? Credința balaamică e credința care merge după Dumnezeu, nu pentru cine este Dumnezeu, ci pentru ce ne dă.
așa că te doare ceva în coste, așa vreo lună, două luni, și deodată, deși voi nu prea mergeți la biserică, deodată vine și socra, și socru, și cățel, și purcel, toată lumea e la biserică, bați și pe post câteodată. Bineînțeles că cel bolnav s-ar putea să moară. Și oamenii zic, uite, vi s-a întâmplat, dar vă rog să fiți sinceri și să nu ne răspundeți. Să postiți ca să se întâmple nu știu ce, că aveți nu știu ce de rezolvat. Nu erați interesați de post până atunci. Ca să nu mai spun că postul nu e o lucrare a burții, dragii mei. Noi gândim că dacă nu mâncăm, sunt unii care nu mănâncă până la amiază și nu mă auzi că e pe jertfă. Atunci merg în vizită la alții. Ăla îi zice, ia-ți-o, vrei o cafea? Nu, zice el. Vrei ceai? Nu. Dar de ce? Sunt pe jertfă. Adică la ce zice el jertfă? Ce credeți că face diavolul dacă nu mâncați dumneavoastră până la amiază? Da, să și pleacă, e speriat că n-ați mâncat. Postul nu e o lucrare a burții, e o lucrare a inimii. Deslegi legături, lanțuri, robii. Și pentru că-s preocupat de omul dinăuntru, pe ăsta de afară îl reduc la tăcere. Dar dacă tu stai în jilț, tot te uiți la așa, zice, cât e la una, mai stau o jumătate de oră, zice. Deja sucul gastric o invadat, e pregătit tot, urmează numai să... Asta e blasfemie. Asta e blasfemie. Când postim, nu ne uităm dacă se întâmplă la ăla la altceva. Că postul nu în alții trebuie să schimbe ceva, în noi trebuie să schimbe ceva. Și atunci Domnul zice, când se va schimba în tine ce trebuie și vei veni foarte aproape de mine, atunci tu mă vei chema și o îi zice, îs aici, ce vrei? Și eu să-i spun, soția mi-e bolnavă, prunco-i arazna, biserica e în frământări, dar deocamdată postul are menirea să mă aducă foarte, foarte aproape. Deci a nu mânca, e o încălecare a omului de afară, dar e o încălecare pentru lupta aia interioară. Aia în care dezleg tot felul de legături, de ticăloșii, de adicții, de lucruri care m-au înstrăinat și o pus zi de despărțire între mine și Dumnezeu. Și vreau zidul ăla să fie dărâmat ca să mă pot auzi. E între mine și El, nu între persoana pentru care postez. Eu postez ca să mă pun aproape de Domnul și să pot striga pentru persoana aia. Oameni, cineva mi-a spus, chiar am râs, după ce i-am tălmăcit din Scriptură, o zis că e chiar așa. Zice, frate Marcel, nu știu că a avut copilul nostru bacu, bacalaureat, e un diminutiv de la bacalaureat, bachi, zicem în România. Și o zis, doar am fost ăsta pe post și eu și am chemat și socrii, toată lumea a postit, ne-am dus la biserică și ăsta a luat 1,50. Am zis, dacă îmi spuneți mie dinainte, eu vă ziceam să nu postiți. Trebuie să postiți 4 ani ca leneșul ăsta să învețe. Doar leneșii n-au nicio promisiune, măi fraților, în Biblie. De aceea în biserică nu ajutăm leneși, ajutăm săracii, nu e același lucru. Deci dacă tu stai 4 ore pe Facebook, pe TikTok, pe Instagram și vrei să te ajutăm, nu putem să facem asta, că asta ar fi bătaie de joc să luăm bănuțul văduvei și a orfanului, să ți-l dăm ție, că nu-ți găsești locul de muncă care ți-ar plăcea ție. Nu, nu se face așa ceva. Credința balamică e o credință care merge după Dumnezeu ca să ne dăie, nu pentru că El este. Ascultați-mă ce vă spun, și când aveți pâine pe masă și când n-aveți, și când aveți sănătate și când nu aveți, El rămâne Dumnezeu. Și noi mergem după El, cum zice Psalmul 90, din veșnicie în veșnicie, nu tu ne dai, tu ești. Indiferent ce ne dai nouă, tu ești. Și pentru că tu ești, indiferent ce îngădui în viața mea, vom continua să te onorăm. De altfel, este în Biblie un episod la înmulțirea pâinilor, mulțimile au mâncat, s-au săturat, Domnul trece de cealaltă parte în ținutul gadarenilor, și mulțimile când l-au căutat a doua zi au văzut că nu-i după el. Când l-au găsit, știi ce l-au întrebat? Învățătorule sau rabunii, când ai venit aici? Domnul trebuia să spună aseară sau azi dimineață. Dar Domnul dă pe față o boală
extrem de dureroasă. Adevărat, adevărat vă spun că voi veniți după mine nu pentru că ați văzut semne și minuni. Rolul semnelor și minunilor, zis Ioan deja în capitolul 20, versetul 30-31, era să ateste calitatea lui divină, el e Dumnezeu. Dar voi nu de aia ați venit pentru că eu sunt. Voi veniți pentru că ați mâncat ieri din pâinile acelea și ați zis că ați putea mânca și azi. De aceea, în Ioan capitolul 6, când Domnul are predica aceea despre Sfânta Împărtășanie și vorbește, dacă nu mănâncă cineva trupul meu și nu bea sângele meu, n-are parte cu mine în împărăția lui Dumnezeu. Și ce s-a întâmplat? Care a fost reacția? Cea mai mare parte dintre ucenici au plecat cu următoarea logică care mi se pare pertinentă, cine poate suferi cuvintele astea? Că ele trebuiau înțelese duhovnicește. Nici de cum în sensul fizic sau firește. Și Domnul nu aleargă după ăia care au plecat. Dacă ar fi niște răi din adunare, acum poate că subiectiv că-s păstor, mi-ar zice, păstorul lasă 99 și se duce după aia. Dar uite, eu citesc că Domnul nu s-a dus după aia mulți, că aia pierdută nu înseamnă aia mofturoasă în Biblie. Aia care are probleme socio-religioase, adică nu-i drag de nasul meu și am o victimizează tătă ziua să o sunăm, să-i spunem, no, hai, te rugăm. Nu, nu alergăm după așa ceva. Domnul investește în cei care au rămas. Și știți ce îi întreabă pe apostoli? Totdeauna o minoritate. Voi nu vreți să vă duceți. Ce zice apostolul Petru? Noi rămânem aici că tu mi-ai vindecat socra, ni-ai vindecat și pe noi. Asta zice? Nu. El zice, noi am rămas lângă tine pentru că am ajuns la cunoștința și credința că tu ești, nu tu dai. Tu ai cuvintele vieții veșnice. Mulțumim lui Dumnezeu că ne dă, dar n-are datorii față de noi. Îți mulțumim, Doamne, că avem acoperiș deasupra capului. Mulțumim că avem pernă sub cap și resurse financiare să ducem un trai decent. Eu nu spun că bogăția este un viciu și sărăcia o virtute. Eu spun doar că a-L urma pe Dumnezeu presupune a-L urma pentru cine este El, indiferent dacă am sau n-am. El e Dumnezeu, dragi. Și de aceea ucenicii și când au fost răstigniți și în arenele romane și când au fost tăiați, decapitați, au continuat să-L cinstească pentru că El e Dumnezeu. Dar credința balamică e credința care urmărește profitul, nu persoana. O zis, tu nu ne interesezi. Moise, știi ce zice Moise lui Dumnezeu? Moise îi zice, dacă tu nu vii cu noi, nouă nu ne trebuie țara. Dar Moise nu era român, înțelegeți? Noi am fi zis, dă-ne țara și vom vedea noi ceva facem. Știi ce se întâmplă când îți dă țara și el nu vine? Țara te face praf. Eu făcut pe ei praf și pulbere. Ultima seară noi am avut tineret la Țelvec și am discutat de ce e valoroasă întâlnirea de tineret? Pentru că poți crea involuntar o generație care nu-L cunoaște pe Domnul, nici ce-a făcut Dumnezeu pentru Israel. Preocupați să câștige și să împartă țara, n-au mai avut-o cui să o lase. Și țara i-a făcut praf. Cartea Judecători este cartea cu un curs sinusoidal, când pe culme, când în vale. Când pe culme, când în vale. Când crezi că e mai bine cu el, numai te uiți, iar e mânios. Iară îi trece, iară trec 3 săptămâni, 2, o lună, iară nu-i bine cu el. Nu-i drumul ăla lin a omului care se încrede în Domnul. Zice Traian Dors, mă încred în el orice s-ar întâmpla. Pe drumul meu sau în viața mea, fie ce-o fi, în orice zi, cerescul Tată m-a călăuzit. Vreți mai mult? Nu ne trebuie. S-au infiltrat printre noi oameni care schimbă adevărul în minciună, harul în minciună și diluează credința. Acum aduc printre noi o credință balamică. Așa a apărut Evanghelia prosperității. Cum adică să fii sărac cu un Dumnezeu care are cerurile și pământul, îi ia Domnului? Cum să fii sărac? Cum adică să fii bolnav când Dumnezeu zice și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă? Ba, cineva și-o permis să spună că dacă n-ai 50.000 de euro în cont, nu ești creștin. Petru săracu-i pierdut, Pavel la fel. Ar fi putut să facă bani, dar au zis că pentru tine le-am lăsat toate
Și am venit după tine și am apărut unul în mileniu 3 care a zis creștinism înseamnă să ai. Știi ce a zis marele Shakespeare? N-a zis a avea sau a nu avea. O zis a fi sau a nu fi. Dacă nu ești, nu mă interesează ce ai. Dacă ești și ți-o și da Dumnezeu, înseamnă că semeni cu Iov, cu Avram. Numai să poți duce, că nu ne dă la fel, numai cât putem duce. Credința balamică îi pagubă pacoste imensă și prin finalitate, dragii mei. Știți cum moare Balam? Balam moare cu un dor. O, de a-ș muri de moartea celor neprihăniți și sfârșitul meu să fie ca al lor. Dar cum sfârșesc ăștia neprihăniți? Păi dacă ne-am uitat de pildă în 2 Timotei capitolul 4 cu 6 la 8, zice apostolul Pavel, clipa plecării mele este aproape. M-am luptat toată viața mea, nu cu frață, ci cu mine. Lupta bună e să te birui pe tine, nu pe mine să mă birui. Credința nu-i frânge pe alții, să frânge pe sine, dragii mei. Așa a făcut Domnul Hristos și noi trebuie să învățăm de la El, nu de la mari lideri, dragii mei. Acum zice că după ce am alergat și am sfârșit, zice acum mă așteaptă cununa. Pe dumneavoastră ce v-ar aștepta dacă sfârșitul ar fi în seara asta? Noi am adoptat o teologie din asta populară, mai degrabă a fraților ortodoxi. Zice, nu știi nimeni, vezi că nu poți fi sigur, zice. Pavel zice, creștinismul nu operează cu probabilități. Creștinismul operează cu certitudini. Adică ce zice Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, chiar așa începe capitolul acesta. Știu că dacă se desface casa cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Pavel nu a zis, eu mă gândesc că totuși ceva om avea. El nu zice, nu se poate, trag nădejde, nu, Pavel zice, știm asta. Dumneavoastră știți? Creștinul nu e un om care merge la întâmplare, vine de niciunde și merge nicăieri. Petru Țuțea a îndrăznit să spună, marele gânditor român, a îndrăznit să spună că omul fără Dumnezeu este un animal care vine de niciunde și merge spre nicăieri. Dar ce face Dumnezeu? Dumnezeu zice, când îl ai pe el, zice, măcar că, Efeseni capitolul 2 cu 1, măcar că era mort în greșelile și în păcatele noastre, el ne-a adus la viață împreună cu Hristos, prin har suntem mântuiți, știm unde mergem. De aceea Pavel zice, e jocul ăsta de cuvinte, zice apostolul Pavel că să desface cortul, dar ce avem în cer? O clădire. Amu, cine n-ar da un cort pe o clădire? Că doar cei mai mulți sunteți constructori. Deci știți că una e una, alta e alta, una e prelata, alta sunt zidurile. O cetate, zice el, nu un cort puternic, o cetate. Și asta e conștiința credinței veritabile. Dar n-am nevoie de un creștinist și de o credință care nu știe seara asta unde merge. Când eram noi copii, se punea o întrebare, ea... Sigur că frizează infantilismul copilăriei, dar asta era, zice, ce te faci tu când ești mare? Vă aduceți aminte cei ce aveți așa măcar 50 de ani? Asta era o întrebare a copilăriei noastre. Ce te faci tu când ești mare? Amu, brâncușa nostru o zis că trebuie să visezi printre stele. S-ar putea să n-ajungi între stele, dar vei ajunge sus. Dar dacă n-ai niciun vis... Pe copiii noștri nu-i întrebăm, nu-i putem întreba ce să fac când ești mare. A mea era în clasa 12, avem 5 copii cu Marcela, eu sunt Marcel Bota, ea a fost Marcela Bota de acasă, amândoi suntem din septembrie și avem 5 copii. N-am făcut nicio schimbare în actele de stare civilă. Cum ne-am căsătorit ca la Hollywood, dar am rămas cu același nume. Până azi pe numele ei de fată. Numai că e ca numele meu. Copiii îi întrebam, erau în liceu, bă, dragul tata, hai, încotro mergi? Zice, iar începi, zice că e numai primul semestru din clasa 12-a. Pe atunci știai de pe a patra deja. Știai clar că asta mi-e direcția. Marcela m-a mirat că a întrebat la niște prieteni de-a noștri în Knittefeld, ce încotro te duci? Foarte fata, nu știu, treia, ce încotro mergi? Zice, dar așa a spus foarte clar, două chestii, ori învățătoare de școală, ori educatoare de grădiniță. Ne-o lăsa mulți pe amândoi. Mai apare câte unul. Dumneavoastră știți ce vreți?
Credința balaamică fură esența ei, persoana, și lasă lucrurile. Doamne, îi spunem în seara asta: nu ce ne dai, ci pe dătătorul tuturor darurilor l-am vrea acasă. Amen. Doamne, nu țara, pe tine te vrem. Amen. Că știi ce spune Iair? Iair zice: hai tu până la noi acasă. Dar ce-i la voi acasă, mă, Iair? La noi acasă e moartea. Dar pe drum a venit o femeie, că cineva, cred că Avram o aminti de femeie, pe drum a venit o femeie care a sfidat spiritul de turmă, că în timp ce oamenii îl îmbulzeau, ea s-a atins de Domnul. E o diferență între glotă și între unul care s-atinge. Mare diferență. Mare, mare diferență. Și Domnul m-a întârziat spre casa lui Iair. Și după ce femeia s-a vindecat și s-a mântuit și Domnul pleacă, a venit unul din casa lui Iair și a zis: moartea e moarte de tot, nu mai are rost. Domnul se uită în ochii lui Iair și spune: Iair, crede numai. Să cred ce, Doamne? Să cred ce? Să crezi cum zice Maria în casa din Betania: tu ești învierea și viața. Și când s-a dus la casa lui Iair, ce-a făcut? O scos bocitorii afară. Și care de aici n-ați vrea în seara asta nu să aveți pâine pe masă sau bani pentru mâine, ci să-l aveți pe el acasă și să rostească: Talita cumi. Fetiță, scoală-te, îți spun. Eu nu știu care e moartea în care zaci, nici lucrurile care trebuie scos afară. Dar credința autentică îl duce pe Hristos până acasă, pentru că El este. Cum zic cei doi spre Emaus: Doamne, rămâi cu noi. Nu le-o promis că dacă vine El le dă pâine mai bună sau... Nu, rămâi cu noi, că tu ne ești de ajuns. Și la frângerea pâinii le-o luat inima foc, o zis, nu ne ardea inima în noi. Cum, Doamne, la unii le ia inima foc și noi adormim în biserică? Asta e diferența dintre generația noastră și generația bunicilor mei. Că bunica plângea la biserică și dormea acasă. Noi plângem la telenovelă și dormim în biserică. Și atunci biserica e sărbătă. Aș vrea seara asta să ai parte de credința asta a sfinților, care îl așează pe Hristos pe tron. Și ascultați-mă ce că fac aici o afirmație, s-ar putea să pară un pic radicală, dar noi. Cineva a adus cu Evanghelia asta prosperității un fals teribil printre noi. Rolul credinței nu-i să elimine valea, nu-i să elimine durerile văii, ci să facă valea cu putință de trecut prin mijlocul problemelor. Reține ce spun. Rolul credinței nu-i să te scape de probleme, ci să facă problemele cu putință de depășit. Și abia când vom ajunge pe celălalt mal și ne vom uita înapoi ca Moise după ce a trecut Marea Roșie, cântarea vă place aia, Moise? Am predicat o serie de mesaje cântăreți din Valea Plângerii și ne-am uitat ce-o cântat Moise când a trecut Marea Roșie, ce-o cântat Moise mai târziu, o altă cântare, și care e cântarea lui la final. Și ne-am uitat la alți cântăreți. Și am zis, da, cântările lor sunt cu conținut, că nu sunt făcute în șezlong, sunt făcute prin pustiu arzător al vieții. Aș încheia spunându-vă, am zis că stăm o oră jumate, dar 5 minute mai. Mai este, zice Iuda, vă îndemn să luptați pentru credință, că ca și cum n-ar fi fost de ajuns credința cainică sau balaamică, mai e credința coreică, o să o găsiți în Numeri 16. Core e una dintre cele trei căpetenii care au generat o răscoală în poporul lui Dumnezeu. Dar când s-au dus ei la Moise, cum s-au dus la Moise? Ce i-au zis lui Moise? O zis, numai tu ești sfânt, tot poporul e sfânt. Adică ce-au făcut? În numele sfințeniei o rupt biserica, rupe poporul. Și mie numai că îmi pasă de biserică, dacă nu mi-ar păsa de biserică, zic eu, nici n-aș zice nimic, dar îmi pasă de biserică. Nu-ți pasă deloc, îți pasă numai de tine. Că dacă ți-ar păsa, te-ai frânge până în pulberea pământului pe tine, numai să trăiască trupul, că biserica nu e a noastră.
Adică apostolul Petru zice în 1 Petru 2:9, că zice că voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat să fie a Lui. Nu vi l-a dat dumneavoastră comitetului, nici mie, îi a Lui. Cine și-ar putea permite să aibă imixtiuni așa? Ar îndrăzni vreunul? Vrei să meargă bine biserica? Știi ce îți recomand? Frânge-te. Bunicii mei m-au învățat cântarea asta, poate că și voi, frate Uțu, voi sigur o cântați pe acolo. Cântarea asta care spune că slava lui Dumnezeu este invers proporțională cu slava noastră, sunt un bulgăr de nimic, sunt un strop de rouă în soare și fiți foarte atenți la proporționalități și cu cât mă văd mai mic, cu atât tu te vezi mai mare. Ați observat o tendință la copiii dumneavoastră în holul unde vă țineți păpucii? Cu ce păpuși se încalță copiii dumneavoastră? Dacă e băiat, cu ce păpuși se încalță? Cu alu tata. Și dacă e fată, cu alu mama. Nu mai vezi că tocă nepin, tu, pu, 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 sau băiat, un bocanci. De ce credeți că și-e păpucii lui taică-su? Din dorința de a fi mare. Când suntem mari, eu aș vrea să mă încalc cu păpucii nepoților, mă nu mărg în picioare. Eu aș vrea să fiu foarte mic. M-aș întoarce înapoi rapid 40 de ani. Deși am discutat noi azi că nu ne pare foarte rău că îmbătrânim, numai să îmbătrânim cu folos. Da, Core, credința coreică e credința afirmării de sine. Nu. Credința trebuie să-L afirme și să-L înalțe pe Hristos. De aceea suntem chemați să-L sfințim pe Hristos ca Domn în inimile noastre. Știți de ce e greu să reziști printre frați în adunare? Că eu-ul ți-e prea mare și te tădai de toată lumea. Dar dacă se face mic, atunci n-ai, foarte rar te mai dai de câte unul. Da, ești foarte voluminos, foarte vizibil. Noi românii, este o carte pe care vă recomand, și nu-i foarte frumos de-o citit, dar e cu folos, profilul psihologic al poporului român, pe care a scris-o rectorul Universității Babeș-Bolyai, Daniel David. Daniel David zice la un moment dat că românii cred că atunci când fac o afirmație, ei știu. De-aia zicem despre, să zicem despre un candidat în politică. Nu-i de nimic! El întreb, dar ce știi tu de el? Nu știe nici cum îl cheamă. Dar știe el că nu-i de nimic. De-aia românii, mai ales să pricep politică, sport, religie, sănătate. Românii și la sănătate. De-aia te duci la medic, medicul ți-a pus un diagnos, a trântat a mea, zice, nu-l lua. Viaca, nu-l lua, Doamne, ferește. Că zice, eu am o vecină care are o nașă și nașa are o cumătră și l-a luat și a murit. Dar ce te faci când se aplică chestia asta în Scripturi? Faci o afirmație și tu te gândești că dacă ai făcut afirmația și știi, nu-i de nimic, zice-ți lămurit. Tu ai impresia că deține cazierul, deja l-o citit, s-o uitat? Nu, nu știe nimic, nici de unde e, din țară, nici cu ce se ocupă, nimic, da? Dar aș vrea, dragă Doamne, să mă ajut să mă lămuresc cu mine. Cu mine să mă lămuresc. Și acolo s-a dus la Moise și a zis, tot poporul sfânt. În 3 zile, 250 de oameni au plecat de lângă Moise. V-ați fi gândit vreodată cum să dingă Moise? Care i-a scos în mod miraculos, care i-a trecut Marea Roșie, care le-a dat mană în pustiu, care... Cum? 250 de oameni. Știți câți oameni au murit de toți în revolta asta? Vreo 24.000. Că mai întâi moare Core, Datan și Abiram, dar a doua zi poporul nu învăța nimic. Și-o venit la Moise și-o zis, voi omorâți poporul Domnului. Și Domnul raste pe fața pământului 10.000. De ce? Că El e un Dumnezeu sfânt. Cine se apropie de El, se apropie în termenii Lui sau îi strivi de Domnul.
biserica e a lui. Credința afirmării de sine, credință coreică. Cum moare Core? Core moare fără prohod. Să crapă pământul într-o zi și mor trei familii. Știi ce zice Psalmul 45? Fiii lui Core. Știi ce zic? Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă și zic. Ce zic? Cântarea mea de laudă e pentru împăratul. Nu-i pentru voi. Zice nu, că undeva în neamul nostru a existat o revoltă. O vrut să cânte și să fie spre slava lui. Și Dumnezeu i-a nimicit. Nu mai vrem, a zis. Totul spre slava lui. Voi, prea iubiților, aduceți-vă aminte de cuvintele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. Țineți-vă, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Seara asta te duci acasă. Omul lui Dumnezeu zice, eu mă culc și adorm în pace. Și tu? Dar cum să adorm eu liniștit când știu că eu am o credință care nu mi-a rezolvat diferendele mele cu Domnul? Cum să pun capul pe pernă știind că eu cu Domnul sunt într-un conflict? Cum? N-ar fi normal credința să rezolve seara asta? Să putem spune, așa cum am afirmat deja versurile poetului, Doamne, mă predau Ție. Că dacă mă las în baza firii mele, eu fac praf în jurul meu. Core, nu numai că și-a ucis casa, nu numai că Datan și Abiram, nu numai că erau din calea afară de aroganți. Știi ce-o zis Abiram când au fost chemați la cortul întâlnirii? Eu nu vin. Cine se? Nu vin. Arogant. Mândru. Le spuneam tinerilor aseară că în umbletele mele, în întâlniri de tineret, cineva m-a întrebat, frate Marcel, în toți anii de slujire, o venit cineva să mărturisească că a căzut în păcatul mândriei. Și am zis, măi, încă nu a venit nimeni. Oare de ce? De mândri, am zis. De mândri. Mai bine plâng acum un ceas cu Domnul în părtășie, decât atunci singur rămas să plâng o veșnicie. Domnul Iisus să vă binecuvinteze și mai ales să putem spune toți în seara asta, Doamne, mărește-ne credința. Și nu îngădui, Doamne, credința cainică, o credință duplicitară, nu îngădui credința balamică, o credință care urmărește nu persoana, ci profitul, și nu îngădui, Doamne, credința coreică a afirmării de sine. Dacă nu-s eu, atunci să nu fie nimeni. Nu! E important să fie înălțat Hristos, nu eu. Și dacă asta presupune zdrobirea mea, e important să fie înălțat El. De ce? Că la vremea Lui, El mă va înălța și pe mine. Dar e vremea Lui. Numele Lui să fie lăudat și azi și în veci. Amin. Amin.